Mulțumesc foarte mult celor care s-au abonat și vă rog, dacă vă place, comentați mai jos și dați-mi de știre ce poezii vreți să mai ascultați, pentru că eu doresc să le pun pe toate, toate poeziile lui Eminescu. A fost odată, în lungile tărâmuri de nisip, un ienicer în căutarea izvorului nesecat de vreme. Privirea era la fel de albă ca soarele. Ochii alergau nebuni. Cămila lui se prefăcuse noase, dar el o mai târa pe cale. Cu fruntea arsă, cu fața subtă de sete ce-l chinuia cumplit, se întreba: unde e oare oaza? Unde sunt oare? E chiar aici, răspunse furtuna de nisip și acoperi și cerul de roșu încins. Trupul frânt simți zgrietura vârtejului care îl înălță. Furtuna se prefăcu un uragan și el nu mai simțea nimic. În fața lui, doar apa lină, binecuvântată, și raiul, cu fructe câte ar fi dorit. Clepsida neîndurătoare fu întoarsă. Cu totul își revenise în simțiri și îi se părea aievea. Apa din fântână, sorbită lacom, îl făcea nemuritor. Un fir ultimul din clepsidră în cădere îi aminti că timpul a dispărut în euforia fără margini. Senin alese paradisul, pătruns de ideea vieții fără de sfârșit. Și între clipe își dădu seama că nu e singur. Văzu, simți, crezu în paradis. Mulțumesc mult că ați ascultat această poezie și vă mai aștept la alte poezii ale mele și ale domnului Mihai Eminescu sau Mihail Eminovici, după cum îl mai cheamă. De fapt, doar așa îl cheamă.